Revin în forță cu haul-urile și cu unboxing-urile, pentru că știu că vă plac și mie îmi plac și eu urmăresc întotdeauna. Iar în ultima perioadă am făcut câteva cumpărături la reduceri, pentru că tot este perioada aceasta de tranziție între iarnă-primăvară și sunt o mulțime de reduceri, așa că am spus că poate ar fi interesant să vă arăt, poate le mai găsiți și voi prin magazine, nu sunt foarte multe, așa că, așa cum vedeți din titlu, voi începe totuși cu ce am cumpărat de la Sinsay, Sinsay, cum s-o pronunța, că este o controversă, Sinsay sau Sinsay, ia, lăsați-mi în comentarii să știu și eu. Am cumpărat câteva chestii drăguțe, nu foarte multe, dar am zis să încep cu ele, să scăpăm de ele, după care trecem la unboxing-ul Notino. Așa cum vă spuneam, am luat din Sinsay, așa o să-i spunem, rochia aceasta lungă, care nu încape în cadru, uitați-vă cât este de lungă și de frumoasă, o aduc mai aproape ca să-i vedeți totuși imprimeul, cu mânecile acestea lungi care se strâng aici, au elastic, dar ea este lungă, nu am probat-o, nu am purtat-o încă, are eticheta, am găsit mărimea XS și vine foarte, foarte bine, 19,99 lei am dat pe ea, redusă de la 89,99. Ce mai vrei? Când am văzut-o, m-am rugat să-mi vină, dar este foarte, foarte frumoasă, imprimeul este foarte frumos și era o mulțime de astfel de reducere atât pe site cât și în magazin. Sper că se vede acolo la voi, dacă o mai găsesc pe site vă las fotografie, dacă nu o găsesc, o vedeți aici, mergeți în magazin și este până la glezne. Pentru mine, care am 1,70 m, din câte știu eu, este până la glezne. Iar pe aceeași linie am găsit rochița aceasta cu animal print. La fel, exact la fel ca cealaltă, numai că diferă printul. Tot la fel lungă până în pământ. Are o jupă pe dedesubt. Același preț ca și cealaltă, 19,99 lei. Tot mărimea XS a mai prins. Dar, într-adevăr, am făcut mare afacere cu rochițele astea și în ultima perioadă, nu știu ce este cu mine și acum sunt tot cu rochiță. Rochița aceasta, cred că ați mai văzut-o într-un videoclip, este luată din Lidl. În momentul în care apar rochițe, cămășuțe în Lidl, eu acolo sunt, pentru că materialele sunt foarte bune, sunt de foarte bună calitate și rezistă foarte bine la spălat fără nicio problemă și sunt foarte accesibile. Așa că tot pe accesibil am găsit huse în Sinsay cu 2,99 lei, 1,99 lei. Pentru telefonul meu am luat 4 și erau au doar pentru iPhone în Sinsay, iar eu am iPhone 11, așa că am luat-o pe aceasta cu cățeluș. Sper că se vede, acolo e transparentă. Pe aceasta cu Mickey Mouse, foarte drăguță și asta, eu tot timpul îmi iau huse din Sinsay, tot cu Mickey și asta, toate au fost 2,99 lei, am presia că asta a fost 1,99 lei, nu mai rețin exact, dar aveau o grămadă de modele, mie mi-au plăcut acestea. Da, cam asta este ce am cumpărat, erau și blugi la reducere, erau și bluze foarte groase, însă cum, într-adevăr, ar trebui să ne facem vara car și vara sanie și iarna car, invers, dar am o grămadă de bluze și de blugi și toate cele, așa că nu am vrut, am luat rochițele, pentru că în ultima perioadă doar către rochițe mă îndrept. Mi este mai ușor, nu mă mai gândesc cu ce să combin pantalonii, fusta, iau rochița și s-a terminat. Dar, după cum vedeți, iau rochițe care să meargă atât la botine, la bocăncei, la tenis, la Adidas. Mie îmi plac piesele vestimentare foarte versatile, care să nu impună o anumită ținută, o anumită conduită, pentru că eu sunt foarte... Îmi place să merg pe stilul acela foarte confortabil, casual, nu mă complic. Ăsta mi este stilul. Îmi place să fiu și elegantă, dar totuși să fie așa într-un melanj cu casual, să fie toată treaba foarte versatilă. Hai că v-am înnebunit de cap, să trecem la unboxing-ul Notino acum.
Avem aici cutia, am o țin așa pentru că se vede adresa, numărul de telefon și toate cele și n-aș vrea să-l punem pe internet totuși, dar am aici cutia, am desfăcut ce era înăuntru ca să nu avem aici o mulțime de ambalaje și să vă fușii creierii, așa că nu sunt foarte multe, dar o să fie așa un clip mai scurt și mai relaxat în care vă arăt ce am luat în ultima perioadă, pentru că în momentul în care se strâng mai multe lucruri pe care vreau să vi le arăt, am impresia că mă sufocă și că nu o să ajung să filmez și să vă arăt în timp util. În timp util respectiv poate mai prindeți pe site, poate mai prindeți în magazin, promoția să o prindeți. Acum pe Notino sunt reduceri pentru Valentine's Day. După cu certitudine vor fi pentru 1 martie, așa că fiți pe fază că eu vă spun întotdeauna atât aici cât și pe blog, dar haideți să vă arăt ce reduceri și ce chestii faine am găsit eu. În primul rând, vai, nici nu le-am desfăcut, dar e unboxing, doar după vorbim în clipuri viitoare, o să discutăm despre, am un fir de păr, bineînțeles, care mă jenează iarăși, în clipurile viitoare o să vorbim, dacă vă interesează, despre produse, despre fiecare produs în parte, după ce le încerc și eu, bineînțeles. Am luat acest set de la Sol de Janeiro, Sol de Janeiro este și pe Notino de vreo 2 luni și am prins acest set cu 84 de lei. Astăzi însă, când m-am uitat pe Notino, era și mai ieftin de atât, așa că puteți să aruncați un ochi pentru că încă îl găsiți pe acesta și pe cel bleu. Dar eu știu cum miros produsele Sol de Janeiro, le-am tot vânat și le-am tot mirosit în Sephora și nu m-am îndurat să dau banii pe ele, pentru că sunt destul de pricey, adică sunt destul de scumpicele, dar cred că toată lumea cunoaște Boom Boom Cream, pentru că avem aici Boom Boom Cream, avem un gel de duș din aceeași gamă și un mist pentru păr și pentru corp la 30 de ml. Crema Boom Boom Cream este la 50 de ml, iar mistul este 30 de ml. Sper că n-am repetat. Deci gel de duș 90, crema 50 și mistul 30 de ml. Este o super afacere și vin și în pouchul ăsta foarte frumos. Uite, așa este și pe spate. Deci este mirosul meu preferat. Deci îl ador, efectiv. Rar spun că ador ceva, că mi se pare absolut clișeic și deseori ridicol. Însă, mirosul ăsta nu se compară cu nimic. Miroase a cocos, miroase a biscuiți, miroase a ceva gurmand, efectiv îți vine să-l guști, să-l mănânci. De fiecare dată când mergeam în Sephora, trebuia să mă duc să miros produsele Sol de Janeiro și de asemenea și cele în variantă bleu, nu știu exact care este denumirea lor în acest moment, însă miros la fel de bine, de gurmand, trebuie să vă duceți să le mirosiți și veți înțelege despre ce vorbesc, dar eu cred că într-adevăr am făcut un super deal cu setul ăsta și sunt foarte fericită că l-am luat. Am rămas fără spray-uri parfumate de la Victoria's Secret și trebuie să am măcar unul în casă, așa că l-am luat pe acesta cu cum se numește, Ber Vanilla. Cu mirosul meu, vai de el, totuși o să încerc să îl, hai că o să-l pulverizez aici. Vai, ce mișto miroase! Scuzați-mi exprimarea, mișto! Dar, vai, miroase foarte frumos, gurmand, miroase a vanilie și a cocos. Deci fac o echipă extraordinară, extraordinară echipă cu setul de la Boom Boom Cream. Este de acolo mirosul. Deci după duș, dacă folosesc crema pentru corp de la Sol de Janeiro, mistul pentru păr, înainte în duș, gelul ăsta de duș și să folosesc după, că așa îmi place tot timpul să am un mist din ăsta parfumat de la Victoria's Secret, că parcă nu merge treaba fără el. După, dacă vii cu ăsta, este ceva de vis. Miroși, îți vine să te mănânci. A, foarte frumos miroase. Nu-mi lipsește din casă un spray parfumat Victoria's Secret, doar pe ăsta l-am deocamdată, dar cu siguranță o să mai comand. Pe Notino au o mulțime de variante. Nu rezistă o veșnicie pentru că nu este parfum, dar nici nu-mi doresc asta. Deseori nici nu mai folosesc parfum, folosesc doar misturile astea parfumate și chiar sunt întrebată ce am folosit. Adică au un siaj ok și o persistență destul de bună pentru un spray parfumat. Aici am mai luat Calligraph Pro, un tuș matte liner waterproof precise de la Catrice. Uite ăsta,
este, nu mai aveam absolut niciun tuș în casă. Și uneori mi se face dor să-mi fac codițe, deși eu nu sunt vreo profesionistă, nu mi iese. La final ies panda. Am două mâini stângi când vine vorba de codițe, dar am spus că ar trebui totuși să am și eu un tuș în casă. Ăsta este, 15 lei a fost. Soțului, bineînțeles că nu puteam să mă abțin fără să iau și parfumuri. Era absolut imposibil să nu iau parfumuri. Este un fel de drog. În momentul în care plasez o comandă pe Notino, trebuie să iau și un parfum. Așa că i-am luat soțului Frank Olivier Oud Touch, despre care v-am vorbit în nenumărate clipuri cu parfumuri pe care le regăsiți pe canal. Este absolut minunat, divin, cald, condimentat, are caramel, are scorțișoară. Din câte îmi amintesc eu, miroase foarte, foarte bine. Rezistența este bombă cu ceas, adică rezistă și pe piele și pe haine. 12 ore fără probleme îl simți și îl simți, simți și trena din spate, adică încă lasă urma aia. Iar mie mi-am cumpărat cabotin de gre pentru că l-am tot văzut la, bineînțeles că se vede foarte albicios, hai că-l vedeți totuși așa. Da, l-ați văzut la fete, dar nu, n-am răbdare, trebuie să-l deschid pe asta. Am zis că nu, să fac alt clip, dar nu, n-am răbdare. L-ați tot văzut la fete pe aici prin online, l-am tot văzut și eu, de asemenea. O să las cutia jos, că asta a fost tot ce am cumpărat de pe Notino. Și am văzut că este foarte lăudat, este un parfum foarte accesibil, este... Eu l-am luat cu 47 de lei. Dacă aș putea să-l și desfac, gata, fără să-l rup. Foarte accesibil, foarte vestit, foarte lăudat și un parfum budget friendly care... Vai, cum arată! Ce frumos arată! Sunt sigură că este un parfum verde și ca acord, nu doar ca sticluță, dar arată foarte bine. O să-l pun pe acolo, prin spate, prin decor. Hai să vedem, sper să-l simt. Aici încă simt Victoria's Secret, deci hai să-l dau, nu, o să-l dau aici. Am emoții. Ia să vedem, să-l las un pic. Vai de mine. N-am dat deloc greș. Este un floral superb, superb. Deci simt flori albe simt. Da, deci deschiderea este floral verde, dacă îmi permiteți exprimarea. Un buchet de flori de primăvară, oricât de clișei că ar suna asta, mi-închipui în momentul în care l-am simțit acum, m-am teleportat pe un câmp verde, pe un câmp înflorit, cu rochie albă, diafană, în bătaia vântului. Da, îmi place foarte mult, o să vă las acordurile pe undeva pe aici, nu știu nimic de note, de acorduri, nici nu m-am documentat, doar l-am văzut la fete, l-am luat blind, dar la fetele pe care le urmăresc eu, niciodată nu dau greș în momentul în care cumpăr ceva. N-am dat greș nici cu ăsta, este un parfum superb, este un parfum, nu este chiar cu mințel. Este un parfum cu atitudine, deși este floral, îl văd purtat de o... tipă 30 plus, așa, n-aș spune că este un parfum pentru o tinerică, tineresc, așa, la 30 plus nu ești în etate, însă nu este un parfum chiar tineresc, este totuși cu atitudine, învăluitor, parcă are un secret, așa, care așteaptă să fie dezvăluit, ceva în capul meu, acum îmi suscită imaginația, iar în momentul în care un parfum atât de ieftin îți suscită imaginația, merită să-i dai o șansă, da. Cabotin de Gre îmi place foarte mult, am auzit că și ca performanță este un parfum fain, așa că acesta este, dați-i o șansă, eu l-am luat cu 47 de lei, dar oricum, până în 50 de lei îl găsiți pe Notino. Îmi place foarte mult și cutia arată foarte bine și am promis că nu mai arunc cutiile, așa că o să mă țin de cuvânt și o să vedeți în curând pe acolo cutii. Aici pe, hai să vă arăt, sper să nu le scap, aici am parfumurile, Doamne ajută să nu le scap. Pe birou am parfumurile în tăvița asta care sunt fără cutii, uite așa, și am pus niște luminițe eu aici, hai că nu le-am dat de pământ,
pe care le folosesc cel mai des. Dar ce mai cumpăr, am spus că nu mai arunc cutiile. Da, cam asta a fost tot ce am cumpărat de la reduceri pentru moment, ce am cumpărat de pe Notino, dar știți că eu fac cumpărături destul de des de pe Notino, așa că voi veni la voi cu tot felul de produse faine, sper eu. Iar se duce bateria, evident, cum să nu. Da, acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut ce am luat eu aici, că vă este inspirație. Dacă vă cumpărați și voi ceva din ce ați văzut aici pe canal, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii, pentru că multe persoane care au cumpărat din parfumurile pe care le-am adus eu în atenție, din produsele de machiaj, de skincare, mi-au lăsat tot timpul în comentarii și le-am mulțumit pentru asta. Și toți cei care mi-au scris le-a plăcut ce au cumpărat la recomandarea mea. Așa că eu vă rog să-mi spuneți și dacă vă plac și dacă nu vă plac, că nu este nicio problemă. Vă spun de fiecare dată, industria asta este subiectivă, nu are cum să placă tuturor același lucru. Da, gata, că mă întind foarte mult. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și pe Instagram dacă aveți plăcerea. Un like, un subscribe, un share, un comentariu de asemenea dacă aveți plăcerea. Iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune, aveți mare grijă de voi!